Ei bine, salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou episod din Disney Dreamlight Valley de data aceasta, deoarece a apărut cel de-al cincilea update pentru acest joc și după cum știți, de fiecare dată când s-a lansat câte un update, eu am făcut câte un clip, iar în următoarele minute am să vă prezint ce aduce nou această actualizare, însă înainte de toate, nu uitați să lăsați și voi un like, bineînțeles aștept și comentariile voastre, iar dacă sunteți noi pe canalul meu și vă place contentul, nu uitați să vă abonați. Poate cea mai importantă chestie pe care o aflăm din această actualizare este că urmează să primim multiplayer-ul, deci vom putea juca împreună, iar jocul va deveni gratuit cât de curând. Și tot în această actualizare avem parte de câteva chestii de design ce au fost adăugate în joc. Am să vă las acum pe ecran să vedeți ce lucruri noi aduce acest update, dar cel mai important primim o nouă misiune și spun cei care au făcut jocul că este cea mai complexă misiune, așa că haide să mergem și noi acum să facem această primă misiune, suntem aici în părculețul acesta pe care l-am făcut eu acum ceva timp, însă mai am de lucrat la el bineînțeles, iar de data aceasta o primim pe zâna cea bună, cea din cenușera în jocul nostru și va trebui să mergem acum în lumea uitată și aici găsim o casă în formă de dovleac și toată lumea s-a întrebat ce cu această casă, aici o vedem frumușel, așa că o să intrăm și noi înăuntru și să începem prima misiune din noul update. Uh, ce drăguț arată! Chiar îmi place așa cum se prezintă căsuța aceasta și o vedem aici pe zâna cea bună, priviți cât de drăguță este din cenușera și trebuie bineînțeles să stăm de vorbă cu ea să ne spună câteva chestii și ce putem face noi ca să eliberăm această zonă de lucrurile rele. Acum ne spune că trebuie să-i aducem 5 Purified Night Shard și am ajuns aici la banc, așa că haide să căutăm aici să vedem dacă găsim aceste lucruri pe care trebuie să le facem și vedem aici. Am suficient material și va trebui să facem 5. Ok, dăm pe mei. iar acum cred că va trebui să ne întoarcem înapoi la zână și să-i dăm aceste lucruri, da, exact cum așteptam. Trebuie să vă mai arăt neapărat ceva, însă să fac pentru început misiunea aceasta să vedeți ce lucruri s-au mai adăugat pentru că avem și un nou eveniment Pixar, ceea ce este destul de interesant și e o chestie care s-a discutat foarte mult însă nu vreau să intru acum în detalii, o să vă spun imediat după ce termin această misiune și de ce toată comunitatea Disney Dream Life Valley a ajuns să fie foarte furioasă pe o chestie care s-a adăugat odată cu această nouă actualizare. Bun, și o vedem aici frumușel pe zânuța noastră. Vă uite, bă, te-ai pus repede jos. Stai, bre, mică, stai, nu pleca de aici. Ia uite, unde să a tot duce? Stai, bre, Cine? uite -te. Și îi dăm bineînțeles uh, Ceea ce am craftat Bun și acum trebuie să urmărim pe zână Să vedem unde ne ducem Unde ai plecat Brie Uite ce viteză are C În vârsta da văd că se mișcă cam repede Perfect și trebuie să stăm aici Cred că acum o să eliberăm toată zona aceasta De răul care se află aici Ia să vedem Face o vraje Uuu uh! o nouă căsuță aici. Ia uite te ce drăguță e casa asta, dar se pare că tot bântuită este. Nu știu care e treaba cu ea. Și zice că trebuie să intrăm în casa asta. Se vede destul de drăguț așa de aici de la exterior. Hai să vedem ce se află în interior. Ia uitați aici. Mamă, ia uite câte chestii. Vai, nu pot să crede pentru prima oară când plecăm într-o altă lume de aici în afară de realmurile pe care le avem în joc. Bun, și aici cred că va trebui să facem ceva. În primul rând trebuie să vorbim cu ea. Îi spun eu că aici locul este amazing și spune că ne vom vedea în curând. Însă acum trebuie să colectăm uh, memoriile astea de aici și hai să vedem cred că astea exact sunt. Avem mai multe memorii care ne vor da diferite chestii. Ia să vedem. Bun, mi-a apărut chestia asta aici și trebuie să trecem pe la fiecare în parte. Ia să vedem. A, ah, e cred că tot de la asta. Perfect, super. Și posibil să nu le găsim pe toate și să trebuiască să mai căutăm sau ceva. A, ah, uite, de fapt, mai aveam încă una. Perfect. Și cea de-a treia imagine. A, ah, asta cred că e castelul, dacă nu mă înșel. Cu siguranță este castelul. Și acum trebuie să ne întoarcem să vorbim din nou cu ea. Dar e foarte drăguță lumea asta. Îmi place. Și aici văd că se întâmplă ceva, deci clar mai avem de făcut roșii de celelalte trei. Și trebuie să ne ducem cu ea într-un portal, cred că de fapt aici ne întoarcem înapoi. Uh, stai că trebuie să mai vorbim cu ea. Și acum trebuie să ne întoarcem înapoi și să găsim uuu, uh, ia uite cine a venit aici. Cine în e ăsta? Ia uite casa lui Goofy, ferească Dumnezeu. Hai, de ce ne m-a pus în personajul ăsta? Doamne, cât de urât e ăsta, La știu din update-ul trecut. Ia să vedem. Să vorbim cu Mickey pentru început și zice că trebuie să căutăm o floare urâtă. Ia să vedem dacă este pe aici acea floare. Dar mai știu care e locația asta, cred că este aia de lângă Dazel Beach și cred că asta de aici este, ia să vedem. A, trebuie să luăm 5 de fapt, Ulu stați puțin că e treaba mai complicată aici, Două. Bine, măcar că le găsesc repede și nu sunt, eu știu, prin ce zone ascunse și ne-ar mai trebui încă una, uitați, în partea aceasta aici. Da, asta e Dazel Beach, cred, în partea de jos. Perfect și acum ia să vedem cui trebuie să ducem. A, ulu trebuie să craftești ceva acum, ceva hidos, hai să vedem ce craftăm aici. Uite chestia asta, buticul ăsta hidos, nu pot să cred. Și acum trebuie să mergem la Mini și să găsim stânca sau ceva, cred că asta de aici, la asta se referă. I dăm, bineînțeles, planta, este foarte fericită, se pare. Și acum trebuie să ne întoarcem înapoi la Mickey. Hai să vedem ce are de spus Mickey acum, că se pare că trebuie să revenim la el, dar unde-l îl găsim, îl vedem pe Gufi acolo, parcă da, aici era. Hai, mă că am fost la gagică ta, Ia să vedem. Hai să-mi dai ceva și trebuie să vorbim cu domnul Gufi de data asta și cred că trebuia să caut chestiile alea de la am văzut puțin mai devreme și am primit ceva, shrimps, creveți și e posibil să trebuiască să căutăm, uite, lucrurile astea de aici. Chestia asta, eram sigur, două trebuie să găsim, dar trebuie să fim foarte atenți și ce căutăm pe aici. Uite, încă una pe partea asta, uite, aici ceva. Și am mai avea nevoie de o singură chestie. Gata, am găsit și morcovul aici și cred că acum va trebui să gătim ceva, exact cum așteptam. A, este o rețetă nouă, perfect. Ne îndreptăm aici către focul acesta. Bine că avem toate lucrurile aici și nu trebuie să ne întoarcem înapoi în lumea noastră. Și avem rețeta aceasta și va trebui să folosim undăsta, undăsta și două de astea, cred, nu? Au și mai era încă ceva. ada ah, și pumpkinul ăsta. Bun, hai să vedem dacă am nimerit rețeta. Și da, asta este. Nasty Babaloniș. Ăulă, Și trebuie să-i dăm înapoi lui Goofy rețeta aceasta. Și se pare că Mini vrea să discute din nou cu mine. Bă, da, mă cam țină și tot ceva aici la discuții. Ia să vedem ce se întâmplă aici. Auleu. A, ah, ok, și asta trebuie să-l iau să-l pun eu acolo. Ia să vedem. Aulă, dar văd că e băgat în chestia asta. S-ar putea să nu pot să-l scot de acolo. A, ah, uite că mi l-a pus direct aici. Ce drăguț. Trebuie să-l colecționăm și pe ăsta. Dar mai avem de colecționat alte două. Da, exact cum mă așteptam, mie castelul Disney. Bun, și trebuie să vorbim iară cu ea și cred că ne va trimite într-un alt portal sau ceva. Ia să vedem unde se duce. Pac, 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 pac. Da, e posibil. A, uite, ne trimite aici acum. Haide, domne, să vedem și aici. Uu, am ajuns în. Nu mai știu cum ne -ai mai spune la locația asta. Trebuie să vorbim cu Mother Gatel. Dar nu mai știu cum îi spune. Glade of Trust. Da, gata. Și trebuie să o urmărim. Unde s-a dus stai că nu mai văd. A, în partea asta aici. Și mai avem încă o locație. Deci, în afară de asta, cu siguranță va mai fi o locație. Asta are ce are cu mer li tot îl insultă. Iar trebuie să vorbesc mă, cu ea. Ia să vedem. Ia uite uite a reușit să-l scoată de acolo, nu cred. Mamă, dar ce față are personajul ăsta te sperie și nu spune că l avem cu noi. A, l-a scos de acolo, ok. A, uite că minus 1, deci l-am dat ei. Și văd că a plecat acum și trebuie să pescuim ceva. Hai să vedem ce naiba pescuim de aici. Aha, uite în partea asta aici. Cred că un pește ceva ciudat trebuie să prindem acum. Mă gândit sau nu știu, vreo altă chestie, un accesoriu. Ia să vedem. Ah, exact cum așteptam. Și trebuie să căutăm mai multe lucruri, uite și în partea asta. Bun, am găsit și o minge de asta din uh, Fest din Pixar. Și să vedem pe unde mai avem. Uite aici, spre exemplu. A, nu e aici, pe partea asta? Ar trebui să mai uh, ne dea încă o locație. A, ah, parcă am văzut aici ceva. Ia stai. Perfect. Și acum trebuie să ne întoarcem înapoi la Mother Gothel. Ia uite ce ne așteaptă aici, drăguța, lângă foc. Și cred că trebuie să-i dăm toate lucrurile pe care le-am găsit. Ia să vedem ce incantație face aici. Ok, ceva verde. Ia să vedem. Hai să ne dea chestia aia. doamne, te și sperie câteodată jocul ăsta. Opa, și cred că putem să intrăm înăuntru sau ceva. Nu știu ce-o fi acolo. Bun, și avem încă o amintire aici, frumușel. Hai că de data asta văd că a fost mai ușor. Ia să vedem ce ne dă da aici și încă una. Și cred că trebuie să discutăm iarăși cu ea, să ne mai deschidă încă un portal. Și gata, mergem la ultimul portal. Ia să vedem ce ne așteaptă și aici. Ok, și am ajuns în Salni Plato. Ia să vedem ce se întâmplă pe aici. Văd că avem treabă cu scar de data aceasta. Dar nu-l văd pe aici. A, ah, uite-l tocmai pe partea cealaltă acolo. Bă, dar l-a pus cam departe de mine. Și trebuie să distrugem plantele, dar nu știu dacă se referă la astea, ia să vedem, cred că da. Uite, una aici, spre exemplu, Mama trebuie să colindăm prin tot asta pe aici, să distrugem toate plantele. Mamă, ce urât că stricam acum plantele. Și pe asta, hai că văd că își ceva plante pe aici. Și am mai văzut una undeva pe aici, prin spate, uitați acolo. 5, încă una aici, 6 și ia să vedem în partea asta încă două. De și ultima plantă și cred că va trebui să ne întoarcem să vorbim din nou cu el. Return to scar. Gata, băiatul. Ți-am distrus toate plantele. Și cred că ne dă ceva. Uu, 20 și de fructele. Și acum trebuie să le plantăm și ar trebui odată dată lângă cascadă, undeva aici. Și avem câte 5, să vedem dacă e corect. Văd că nu prea îmi apare aici nimic, oare după cele le ud se întâmplă ceva? Perfect. Și trebuia și lângă pilar aici, trebuia să mai punem lângă stânca asta, lângă piatră. Ok, și le plantăm. Bun, și mai trebuie să punem lângă pomul acesta mare. Luăm frumos și lopata și începem să săpăm aici. Și văd că mi și rămân de fapt vreo 10.000, posibil să le plantez prin altă locație. O dăm, bineînțeles, totul aici. Și ia să vedem, gata, eram sigur, ne dă și ultima amintire. E bine că nu trebuia să stau să aștept până vor crește. Iar acum ne întoarcem înapoi. Recover the orb. Aul, o stai puțin că trebuie să-l recuperez eu de aici. Pick up și cred că acum ne întoarcem înapoi. Ia să vedem. Da, gata, domnule, am venit. Hai, mă lasă plec. Așa, bravo, mulțumesc. A plecat. Ia uite, bă, l-a închis înăuntru acolo. Și a venit și domnul Merlin. Ce era a venit și asta acum aici? Eu așteptam să plec de aici. Cred că e o problemă ceva. Ia să vedem ce ne zice domnul Merlin. Au, oh, se pare că ne-am întors direct aici. Am așteptat să mai mi apară acum vreo misiune de asta incognito. Bun, și ultima memorie. Și am făcut puzzle-ul. Oh, și le vedem pe ăsta care văd că vrea să intre aici în palat. Gata, și se activează memoria supremă. Sigur, cred că la final mai avem o memorie ceva. Și trebuie să o luăm și pe acea, dar după ce vorbim cu zâna. Gata, văd că a plecat de aici. Oh, și trebuie să ne ducem acum Ia să vedem la ăsta oare Pick up Ia să vedem ce o fi aici uh, Ne-a deschis un alt portal S-a întors iar urâțenia Ia să vezi Hai mai ia punem la pe el Bă mă bă da urât Nu pot să cred că da urât e The forgotten Și ce voce are al Da Dar și că e frati Să o par Că așa ar semana. Ia să vedem ce are de zis acum Urât rău de tot Și se pare că avem un alt portal Sau cred că a plecat el de fapt Și ne-am întors înapoi oh, lă, nu pot să cred. Uh -oh, cred că iară se întâmplă lucruri lucruri aici în lumea Disney Abia ce scăpasem Și trebuie să ne ducem înapoi la zână Și să-i spunem ce s-a întâmplat Sper să o găsesc acum pe aici pe la ea pe acasă Se pare că nu este acasă A ah, și undeva în partea asta pe aici s-a ascuns Ia uitați-o acolo Da, într-adevăr e destul de lungă misiunea Complet Se pare că am terminat misiunea aceasta Dar tot n-am eliberat această zonă Vedeți că tot are așa o altă culoare Și acum pentru a continua Bineînțeles trebuie să facem levelul de prietenie cu ea Însă aceasta ar fi prima parte din uh, această misiune Dacă vreți să vedeți și continuarea puteți să-mi spuneți în comentarii și poate voi mai face un al doilea clip din acest update. Însă, înainte de a încheia, vreau să vă arăt ce s-a mai adăugat nou. Trebuie să mergem în partea aceasta la shop și, bineînțeles, pe lângă aceste obiecte pe care le puteți achiziționa, care au o valabilitate de 6 zile, avem aici un nou bundle și dacă veți plăti acești 4.000 de moonstone-uri, asta înseamnă destul de mult, cred că vreo 10 euro sau ceva de genul ăsta, 20 de euro, primiți niște outfit-uri pentru Wally și pentru personajele voastre și ceva misiuni în plus. Practic este ca un fel de DLC pentru Sims 4. Cu toate că este foarte scum și comunitatea s-a cam supărat când a văzut prețul acesta, însă eu momentan l-am uh, cumpărat, mai am aici 530 de monstonuri. Bineînțeles că avem uh, și un nou eveniment, Wonder of Pixar, unde avem bineînțeles mai multe misiuni de făcut. Eu am început deja să le fac pe acestea și aici vedem și rewards pe care le primim. Asta mi se pare destul de interesant. E chiar pentru prima oară când mă uit, la fel și ăsta este destul de drăguț pe aici. Motivele astea nu pot să zic că îmi plac neapărat. Și ar mai fi și ăsta dar nu e neapărat pentru mine. Oh, și le vedem aici și pe bază. Cred că primește un outfit nou. Și cam astea sunt. Aici avem, bineînțeles, și o mică descriere. Intra acum pe Eneba și profită de cele mai tare reduceri la jocurile preferate, The Sims 4 și multe alte jocuri te așteaptă cu super reduceri în fiecare zi. Toate informațiile le găsești în descriere. Iar acum că am ajuns la final, dragilor, nu uitați să lăsați și voi un like, aștept și comentariile voastre dacă v-a jucat acest joc. Poate atunci când se va lansa multiplayer o să jucăm mai mult și poate facem o serie. Iar până la un nou episod, eu am fost Alex, toate cele bune, ciao!